Când s-a terminat, eu acolo în spate eram undeva, că eu eram organizatorul, să stau în spate, să nu intre oricine să facă tărăboi. Și la un moment dat, două bătrâne armece ieșeau afară în final și una zice către cealaltă, mă predică, asta a fost nemaipomenit. Dar n-au înțeles nimic. Dar probabil melodia limbii, eu scândărit ceva și deci, ăsta suntem noi. Mai e o treabă, văd că aveți timp. Eu vă povestesc 3 ore, dacă vreți. Mi-a zis să nu vă audă. Mai aici, că la 2:30 aveți simpozion. Avem un ceas în interior, vedeți? Da. În biserică ați mai văzut ceas în interior. N-ați văzut, mă vedeți? Comercianții mari armeni stăteau în primele bănci acolo. Aici femeile stăteau, cu ei venind din răsărit, femeile stăteau separat, bărbații separat, deși erau catolici. Acum s-au amestecat, că creștinismul zice că femeia e egală cu bărbatul. Acum s-a dat, totuși obiceiul a rămas, cei mai mari stăteau aici în față, nu acolo, cum e de multe ori în biserici, ăia bogați și ocupă, închiriază locuri acolo, acolo stătea în genunchi și se rugau, preotul sus armean dădea cu pumnul, sunteți păcătoși. Ei știau că sunt păcătoși. În genunchi se rugau că care comerciant e păcătos, mai ales pe vremea respectivă, nu? Și preotul îi spunea, sunteți păcătoși, să fie rușine, etc. Și ei se rugau să ierte Dumnezeu păcatele, dar timpul costă bani. Time is money, nu? Să se uită la ceas preotul, că ceilalți stăteau cu spate, că e timpul să termine predica, că trebuie să mergem să muncim, pentru că timpul costă bani. Deci să știți că armenii de mult au inventat acest proverb, timpul costă bani, nu americanii, că time is money, nu m-am repetat să știți. Și timpul nostru e prețios, așa că să haideți. Haideți aici. Dacă vreți. Victor Ferdinand Rubens, prin 1700 a pictat pictura. Pictura ajunge în Roma, probabil la comandă a fost pictată. Bonaparte, Napoleon, când ocupă Roma, o și jefuiește. Picturi, obiecte, statui artistice sunt încărcate în vase franțuzești și trimise către Paris inclusiv această pictură. Ei, așa zice legenda, eu legende povestesc, nu istoria, așa că dacă e istoric, istoric aici să nu se supere, așa zice legenda că pirații englezi ar fi atacat acest convoi de vase și așa că această pictură și alte picturi și alte valori artistice ajung pe mâna piraților englezi și mai târziu această pictură ajunge proprietatea unui rege englez. De aici se vede că pirații englezi erau mână în mână cu regii lor. La o discuție diplomatică, unul dintre regii englezi cu un împărat austriac trimite această pictură în Viena. Dumneavoastră știți foarte bine că curtea regală austriacă era adânc catolică și această pictură ajunge în castelul Belvedere, cred că ați auzit de castelul ăsta, de fapt e și un hotel Belvedere aici la noi în Cluj, știți treaba asta. Eu am fost în această galerie am văzut, sunt numai picturi de genul ăsta mare, Rubens, Rembrandt, Picasso, Van Gogh și altele, și acolo ajunge această pictură. Ce v-am povestit foarte scurt și foarte repede am vorbit, armenii erau foarte bogați în orașul ăsta. Erau atât de bogați că dădeau împrumuturi împăraților Austriei, ăștia se războiau, să termina banii și cereau împrumut, nu? Și atunci armenii dădeau împrumut. În 1806, deci în 1802 se termină biserica, în 1806 o delegație armeană pleacă în Viena și e primit de împăratul Francisc I-ul la o cină. Era mare onoare. Acest orășel mititel, Armenopolis, această colonie mică, să fie primit în 1806, când imperiul era enorm, de la Bucovina până în Herțegovina, să fie primit la o cină împreună cu împăratul, dar probabil
banii contau banii armenilor, e acolo armenii povestesc că ei sunt o colonie mică, armeană, au construit un orășel mic, Armenopolis, undeva pe periferia Imperiului, și acum au terminat și biserica și ar avea nevoie de o pictură religioasă la altarul mare. E, împăratul înțelege ca, ca atare colonie mică, orășel mic și atunci probabil, logic, e o biserică mică, nu? Asta e logica. Și spune lor, mergeți în galerie și alegeți-vă o pictură. Probabil la una mică s-o gândit. Armenii se duc și aleg această pictură mică pentru biserica lor mică, nu? Deci, sigur, îi anunță pe cel care era responsabil, împăratul, că armenii ăștia poate au ales pe cel mai mare, poate cea mai frumoasă pictură, poate cea mai valoroasă. Și îi cheamă foarte furios că ce vă trebuie pictura aia mare pentru biserica voastră mică. Armenii sunt încăpățânați din fire, mă înțelegeți? Nu în sens rău, în sens bun. Și ați avut de-a face cu armeni, n-ați avut, nu? Îmi pare rău că aduceam pe soacră în 90. Are 91 de ani să vă povestească cum e să trăiești împreună cu un armean. Ei, foarte curajos, spun către împărat, domnule, nouă asta ne-a trebuit, ne-a trebuit această pictură. Dacă ne dai bine, dacă nu, la revedere. Noi am plecat acasă. Se rușinează împăratul, deși greu cred eu că erau chiar așa de rușinoți împărații, dar încă o dată repet, legendele sunt mai frumoase decât istoria, să nu uitați treaba asta că sunteți ghizi. Așa și așa că zice către ei că, fii atent, mergeți și vizitați orașul Viena și după câteva zile împachetăm. Ei la împachetare, tot legenda susține că iară scandal, ceartă, pentru că armenii susțin că pictura pe care vor să-l împacheteze nu e cea pe care au ales ei. Că ei când l-au ales în belvedere, pe dosul picturii au făcut un semn. Nu e semnul pe ei să nu păcălească nimeni, adică cine a văzut comerciant armean să fie păcălit, ei merg acasă, la revedere. Și atunci împăratul zice către ai lui, către slugile lui, oamenii lui, aduce dată pictura aia, dați-i să plece. Așa că în 1806, într-adevăr, ajunge pictura aici, dar pictura e mică la altarul mare. Acolo alt pictor a pictat Sfânta Treime, de fapt, ramul bisericii e Sfânta Treime. Aici s-a format capela Înviere, unde e mormântul simbolic al lui Hristos și coroana de pe cruce se potrivește. Catolicii acceptă și statui și picturi, ortodoxi numai picturi, reformații nimic, deci știți treaba asta. Ei, această pictură a stat aici până în 1944, când trupele germane și maghiare părăsesc Transilvania, ordin militar să se adune tot ce e valoros din biserică și să fie trimis în spatele frontului, inclusiv această pictură. Ei, după ce se termină războiul, în 1952, deja guverne comuniste și în Ungaria și în România, ungurii împachetează totul, trimit înapoi în România și guvernul român, tot comunist, îl trimit aceste colete în Gherla, dar nu predau bisericii, adică proprietarului de drept, ci predau Muzeului de Istorie din Gherla. Așa că absolut tot ce am avut a fost depozitat în muzeu. Acum nu spun eu cum a fost depozitat, că a fost fain de capul lor. În schimb, această pictură a fost expusă imediat în muzeu, înțelegeți? Dar muzeul era o casă foarte veche armeană, care avea o vezeală deja jos. Dacă observați, și suferit pictura și au dat seama că nu e bine și au trimis la Cluj, la Muzeul de Artă, și armenii nu și-au pierdut ideea unde e pictura. Pe nici nu putea, e 52, comunismul feroce, nu văd niciun om mai bătrân aici. Și să te interesezi Muzeul de Artă, că dar e democrație, să ne dea pictura înapoi. Directoarea de acolo mi-a zis, domnilor, mergeți acasă. Pictura voastră nu e a voastră, ci a statului, adică a fost confiscat. Am venit acasă, ce era să zicem? Peste 10 ani, în 1999, directoarea de la acolo, de la Muzeul de Artă, la Alta, o doamnă foarte corectă de la, pe patronul procesului, m-a dat lor împrumut.
Ei, au zis, dacă mergi acasă și convingi muzeul de aici să ceară înapoi, că nu am cumut el, da? Eu cedez pentru că muzeul să expună picturi autohtone.